Hareți, nu pot să pretind la faptul că am citit din scoarță în scoarță acest proiect. Am informații că acest proiect guvernul l-a înaintat și l-a aprobat nu doar pe proprie inițiativă, ieșind din gravitatea unor probleme, fiindcă totuși pornografie, influența psihologică, da, în special asupra copiilor, haideți să recunoaștem că este o problemă. E o problemă de moralitate, e o problemă de educație, dar eu mai știu că guvernul a avut îndelungate discuții la inițiativa unor importanți parteneri de dezvoltare. De exemplu, SUA. De exemplu, unele state membre a Uniunii Europene. Și partenerii noștri de dezvoltare, în cadrul anumitor programe de colaborare și anumitor priorități, au abordat cu multă insistență acest subiect. Deci, ca și concluzie, permiteți-mi să spun această etapă că, pe ansamblu, ca și idee, este o idee bună și necesară. Aceste lucruri care nu contribuie la o educație omenească, la o educație în spiritul unor valori morale, la urma urmei, în spiritul creștinesc. Ca și idee, este o idee necesară și una bună. Punctul 2. Ca și detalii, permiteți-mi să vedem acest proiect de lege care o să vină în Parlament. O să-l examinăm în cadrul comisiilor permanente. Nu exclud că dacă sunt un șir de momente care trezesc sau pun semne de întrebare, comisiile noastre de specialitate o să cizeleze, o să aducă în concordanță, să fie simplu, clar, pe înțelegerea tuturor și să nu apară divergențe de înțelegere.